Mai sunt câteva luni și vom sărbători a 15-a ediție a școlii de vară de gastroenterologie, care a început mai modest la Șuior, în baza unei inițiative particulare între colegii din Baia Mare și Universitatea de Medicină din Cluj. Pe urmă s-a tot dezvoltat, a ajuns școală națională, cuprinzând toate centrele universitare, s-a mutat pentru câțiva ani la Păltiniș și mai nou își desfășoară activitatea la Covasna. Este o ocazie pentru tinerii specialiști și pentru rezidenții de gastroenterologie să ajungă la curent cu ultimele noutăți. Speakere sunt din toate centrele universitare și pentru noi, cei care ținem prelegerile, este o ocazie de a ne vedea. Bine, sunt și alte ocazii, cum sunt congresele de specialitate, dar la un congres de 3.000 de oameni, de exemplu, nu ai ocazia să stai de vorbă pe îndelete cum ai ocazia la o astfel de școală de vară. Și doresc toate cele bune școlii naționale de vară de gastroenterologie și pentru următorii 15 ani.